Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? De vor veni asupra mea făcătorii de rele, potrivnicii și dușmanii mei, să mănânce cărnurile mele. Singur se vor împiedica și vor cădea. O știre de se va ridica asupra mea, inima mea nu se va înfricoșa. Chiar război de se va stârni, tot voi nădăjdui. Am cerut de la Domnul, aceea o nădăjduiesc, ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd slava Domnului și să cercetez biserica Lui cea sfântă. Căci la vreme de necaz mă vadă postind cortul său, în locul cel tainic al lăcașului său, mă va dosi și pe stâncă mă va înălța. Înălța-mi voi atunci capul peste vrăjmașii din prejur, și în glas de trâmbiță voi jertfi în locașul lui. Cânta voi atunci și voi slăvi pe Domnul. Auzim, Doamne, glasul cu care strig către Tine. Ai milă de mine și mă ascultă. Inima mea-mi zice din partea Ta, căută fața mea, fața Ta, Doamne, voi căuta. Să nu ți-ntorci fața de la mine, nici să lepezi în mânie pe robul Tău. Ajutorul meu ești, nu mă părăsi, nu mă lăsa, Dumnezeule, mântuitorul meu. Când tatăl meu și mama mea m-au părăsit, atunci Domnul m-a primit. Învață-mă, Doamne, căile Tale, și mă povățuiește pe cărările dreptății pentru rușinarea vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa în nevoia celor răi, că s-au sculat martori mincinoși care suflă asupra mea răutate. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Și-mi zic, așteaptă ajutor de la Domnul și fii tare. Îmbărbătează-se inima ta și nădăjduiește-n Domnul.